Ușile s-au deschis în această seară și Marius cu Ioana au încercat din nou să se țină în echilibru ca la tascul echilibrului și Ioana l-a ținut pe Marius, dar și invers, iar după cei doi s-au așezat pe canapea și spunea Marius că va fi din nou o gală grea și a întrebat Ioana cum adică, el a zis să că presimte faptul că se va face o eliminare și cel mai sigur în cazul băieților și Ioana întreba și ce, iar apoi s-a oprit sunetul, dar e clar că Marius se teme în continuare ca nu cumva să fie eliminat cu toate că a fost în top și e foarte posibil să fie și în săptămâna aceasta, mai ales că are și un cuplu, iar concurenții din casă nu cred că vor nominaliza persoane din cuplu, cel puțin pentru moment.